Există mai multe metode de autopalpare. În primul rând, palparea trebuie să se facă în picioare. Ne trebuie să facem în picioare, nu pe spate, pentru că o să ne palpăm coastele și o să credem că, mai ales la primele mișcări, prima dată când învățăm să facem lucrul ăsta, o să fie mai complicat. Deci, în picioare, la duș cel mai simplu, pentru că este foarte practic. Dacă tot suntem la duș, mai stăm 2 minute în plus și putem să ne palpăm. Suntem în picioare, avem gel de duș, alunecă bine, e momentul ideal. Și astfel ne putem face o rutină. Începem cu partea de sus a sânului, cu o mână ținem sânul și cu cealaltă 3 degete. Încercăm să facem mișcări circulare și să mergem cât de mult în profunzime. Și o luăm până în regiunea aceasta, subclaviculară, ajungem și de desubt de sân. Aici este o zonă foarte complicată și trebuie să avem grijă la ea și aici trebuie să palpăm. Este o zonă pe care nu o prindem la mamografie, zona de desubt de sân. Și de asta trebuie să fim noi tot timpul atente să palpăm. Mergem și în axilă. Și ne întoarcem la ora 12. Să nu uităm mamelonul, în spatele mamelonului. Încercăm să dăm ori în sus, ori în jos. Să vedem dacă într-adevăr. Să nu facem așa, pentru că practic o să avem țesut fibroglandular, și o să palpăm ceva, pentru că se strânge aici. Da? Deci doar așa. Doar cât să ne dăm seama dacă e ceva în spatele mamelonului. După ce am terminat cu un sân, ne apucăm la celălalt. Asta este partea pe care toată lumea poate să facă, gratis și oricând.